Pastilla da fisico. Echilibrul mecanic al corpurilor suspendate. Centrul de greutate al unui corp se notează cu ce și este punctul de aplicație al greutății corpului. Verticala adusă prin punctul de suspensie trece prin centrul de greutate, corpul suspendat este în echilibru stabil, instabil sau indiferent. Corpurile suspendate sunt în echilibru stabil când centrul de greutate se află sub punctul de suspensie, pe aceeași verticală. Hainele puse pe umeraș, tablourile puse pe pereți sunt exemple de corpuri suspendate în echilibru stabil. Scoase din poziția de echilibru stabil, corpurile revin la această poziție de echilibru. Corpurile suspendate sunt în echilibru instabil când centrul de greutate este deasupra punctului de suspensie, pe aceeași verticală. Un creion ținut pe deget, un om care stă în mâini sunt exemple de corpuri suspendate în echilibru instabil. Scoase din poziția de echilibru instabil, corpurile nu mai revin, ci se depărtează tot mai mult de această poziție. Corpurile suspendate sunt în echilibru indiferent când punctul de suspensie este chiar în centrul lor de greutate, adică punctele coincid. Morile de vânt sau elicea unui elicopter sunt exemple de corpuri suspendate aflate în echilibru indiferent. Corpurile scoase din poziția de echilibru indiferent rămân în echilibru indiferent. Pentru a determina centrul de greutate al unui corp ai nevoie de o bucată de carton, un creion, un acuață, o piuliță. Decupează cartonul într-o formă dorită de tine. Alege trei puncte de pe marginea conturului, perforează-le cu acul și leagă un fir de ață care are la capăt legată piulița, pentru a ține firul perfect întins. Ține obiectul suspendat și trasează cu creionul vertical prin punctul de suspensie. Repetă operația și pentru celelalte două orificii. La intersecția celor trei verticale vei obține un punct care este centrul de greutate al corpului. Corpurile suspendate pot fi în echilibru stabil, instabil sau indiferent. Corpurile suspendate sunt în echilibru stabil când centrul de greutate se află sub punctul de suspensie, pe aceeași verticală. Corpurile suspendate sunt în echilibru instabil când centrul de greutate este deasupra punctului de suspensie, pe aceeași verticală. Corpurile suspendate sunt în echilibru indiferent când punctul de suspensie este chiar în centrul lor de greutate, adică punctele coincid.